Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Apostol Andrei. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, cu nesocotință, în chip nenumărat le săvârșim. Noi suntem păcătoși și pătimași, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sârguința cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un prea milostiv. Pentru rugăciunile apostolului Tău, Andrei, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi, ne întărește cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea Lui și să slăvim preasfânt numele Tău în vecii vecilor. Amin. Domnul să te binecuvânteze.